Ceau, dragilor! Bun venit la o nouă pastilă de psiho! Astăzi o să vorbim puțin despre sistemul recompensă și pedeapsă, pentru că, nu-i așa, îl folosim până și cu partenerii de cuplu. M-a supărat soțul meu, nu-i nicio problemă, nu-i mai fac mâncare, nu-i mai calc hainele, să vadă cum este când eu sunt supărată. Așa-i? Îl pedepsim. M-a făcut soțul meu să fiu încântată de vreun lucru sau mi-a făcut o surpriză plăcută. Vai, dau să-i fac și o prăjitură, ca să simtă că este iubit, poate cumpăr și un suc sau o bere, ca să fie încurajat să mai facă chestii din astea pozitive. La fel cum le folosim și la copii. A făcut o prostie? Nu mai ai voie cu telefonul o lună. Dragă părinte, te întreb chiar așa? O lună întreagă? O să lași tu fără telefon? A făcut un lucru bun? Îți cumpăr un telefon nou? Sau îți ofer ceva foarte mare ca să te încurajezi să mai faci? Ok, unii specialiști nu recomandă sistemul de recompensă și pedeapsă în creșterea copiilor sau în viață în general. Alții îl recomandă și îl folosesc intens. Eu însă, ca de obicei, sunt undeva la mijloc și vă încurajez să folosiți atât recompensele cât și pedepsele, dar cu anumite reguli. În primul rând, pedepsele trebuie să fie conform faptei negative pe care a făcut-o. Adică, dacă nu a salutat-o pe vecina de la parter când am trecut de mânuță cu al nostru copil, asta nu înseamnă că nu o să mai primească telefonul o lună. Ok, putem face o observație. Este suficient. De asemenea, dacă soțul nostru a uitat să ne aducă un buchet de flori de 8 martie, nu înseamnă că toată luna noi nu o să mai gătim. Sau dacă soția voastră a uitat să vă pregătească bagajul pentru că mergeți în delegație, asta nu înseamnă că plecați și nu-i mai spuneți că plecați și când vă întoarceți sau unde mergeți. Astea sunt niște pedepse prea puternice pentru niște erori, aș putea să spun. Prin urmare, pedeapsa trebuie să fie echilibrată conform faptei. Prima regulă. A doua regulă este că pedeapsa nu se dă la nervi. Dacă m-am enervat ca părinte sau ca partener de cuplu, aștept să-mi treacă, poate să dureze o zi întreagă. Pot să-mi sun cea mai bună prietenă, cel mai bun prieten să-i povestesc și să mă descarc, adică să mă ventilez, cum v-am spus în pastila anterioară. După care, a doua zi, gândind la rece, discut cu soțul, copilul, depinde cine a făcut boacăna, și spun, știi, fapta ta de ieri m-a înfuriat foarte tare. Pentru că eu m-am simțit în felul următor, eu am gândit în felul următor și astfel m-am înfuriat. Prin urmare, dragă copilule, în loc să stai o oră în fața ecranului, ai stat doar 40 de minute, timp de o săptămână. Este foarte important, și așa trecem la următoarea regulă, ca pedeapsa să fie precisă, să fie exactă, ca cel pedepsit să știe când se termină. Nu să fie, știi ce, ți iau telefonul și mai vezi tu când ți-l da. De asemenea, recompensa trebuie să fie echilibrată conform faptei care este recompensată. Adică este ok să iei un 10 și poți să te scot la o înghețată. Hai să sărbătorim 10-le pe care le-ai luat. Dar nu înseamnă că o să-ți cumpăr câte un telefon nou sau o bicicletă nouă de câte ori iei un 10. E ok să termin cu media 10, asta este performanța muncii tale, și felicitări sunt rezultatele tale, putem din nou să sărbătorim, uite, poate chiar sărbătorim cu o zi la piscină. Da, este mult mai mult decât o înghețată. Dar din nou asta nu înseamnă că, cumpărăm un cadou de o valoare foarte mare. Dragilor, recompensele și pedepsele sunt des folosite, dar din păcate, de cele mai multe ori sunt luate la furie ori la bucurie foarte mare. Și niciuna dintre aceste emoții nu sunt niște sfătuitori foarte buni pentru pedepse sau pentru recompense. Așadar, vă încurajez să lăsați să treacă exuberanța momentului
să vă calmați și apoi să vă gândiți foarte bine la pedeapsa sau recompensa pe care doriți să o folosiți. Vă îmbrățișez, dragilor! Ciao!